Salut! Sunt Valentina și astăzi vom rezolva exerciții la tema ecuații logaritmice. Avem de rezolvat următorul exercițiu. Logaritmul în baza 2 din x minus 1 minus logaritmul în baza 2 din 2x minus 4 este egal cu 0. În primul rând, vom începe cu DVA-ul. Expresia de sub logaritm întotdeauna trebuie să fie mai mare decât 0. Avem 2 logaritm, înseamnă că vom pune două condiții. X minus 1 mai mare ca 0 și 2X minus 4 mai mare decât 0. În sistem, rezolvăm acest sistem. Vom obține X mai mare decât 1 și 2X va fi mai mare decât 4. Rezolvând mai departe, X mai mare decât 1, aici împărțind 4 la 2, vom obține că X va fi mai mare decât 2. De aici rezultă, dacă vom pune pe axă, obținem așa. Numerele mai mari ca 1 se află aici, numerele mai mari ca 2, așa. Respectiv unde s-a intersectat, ăsta și va fi DVA-ul. X aparține intervalului de la 2 până la plus infinit. Așa. Trecem nemijlocit la rezolvare. Copiem încă o dată acest logaritm. Logaritmul în baza 2 din x minus 1 minus logaritmul în baza 2 din 2x minus 4 este egal cu 0. Putem proceda în mai multe moduri. Eu voi rezolva în felul următor. Voi duce acest logaritm peste egal, respectiv voi schimba semnul. Primul logaritm rămâne neschimbat. Logaritmul în baza 2 din x minus 1 este egal cu logaritmul în baza 2 din 2x minus 4. Deoarece avem aceeași bază la logaritm în ambele părți, rezultă că ambele expresii trebuie să fie egale între ele. Vom scrie acest lucru. X minus 1 va fi egal cu cealaltă expresie 2x minus 4. 2x minus 4. Avem o ecuație simplă de gradul 1 pe care o rezolvăm. X minus 2x este egal cu minus 4 plus 1. Așa. X minus 2x face minus x, va fi egal minus 4 plus 1 este minus 3. Înmulțind la minus 1 pentru a obține x, x egal cu 3. Am obținut x este egal cu 3. Verificăm dacă acest x aparține DVA-ului nostru. X trebuie să aparțină de la 2 până la plus infinit. 3 este pe acest interval. Voi scrie aparține DVA și respectiv ăsta și va fi răspunsul. S este egal cu 3. Sper că acest exercițiu ți-a fost de folos. Succes ție la matematică! Tres mi angiro un carro que cola más nada me da.